Război total între statul român și cea mai mare companie din România. OMV Petrom a anunțat că nu va plăti contribuția de solidaritate impusă de guvern la sfârșitul anului trecut. Susțin că veniturile nu depășesc 75% din cifra de afaceri, cum cere regulamentul european. În schimb, grupul OMV va plăti contribuție de 40% în Austria, dar și în alte state europene. Peste 1 miliard de euro, atât ar trebui să plătească Petrom pentru superprofitul de anul trecut. Însă cel mai mare producător de țiței și gaze din România susține că nu intră în sfera de aplicare a taxei. Ne așteptăm ca OMV Petrom să nu intre în scopul acestei contribuții de solidaritate pentru anul fiscal 2022, având sub 75% din cifra de afaceri din sectoarele definite. Petrom se bazează chiar pe regulamentul european prin care România a impus această taxă suplimentară. Ministerul Finanțelor recunoaște că există posibilitatea ca Petrom să scape de plată. După ce vor fi finalizate situațiile financiare și vor fi depuse la Ministerul de Finanțe, inclusiv de raportările fiscale, vom analiza de la caz la caz dacă respectiva analiză făcută de Petrom se confirmă sau nu. Austriecii mai au o variantă de a nu da niciun ban în plus statului român. Ar putea transfera profitul către compania mamă, OMV, din simplul motiv că în Austria taxa este de 40% față de 60% în România. Mai și spui că plătește în Austria, dar nu plătește în România. Adică ce să înțelegem? Că de fapt legislația europeană favorizează un stat ca Austria și defavorizează un stat membru precum România, cu acest prag de 75%. Petrom ar fi urmat să fie principala companie afectată de noua taxă de solidaritate. Compania a obținut în perioada 2017-2021 un profit mediu de aproape 3 miliarde de lei. Anul trecut, pe fondul scumpirilor, are un plus de 9 miliarde în doar 9 luni, adică un profit estimat de 12 miliarde pe tot anul. Noua taxă de solidaritate este de 60% din diferența de profit față de media ultimilor 4 ani, majorată cu 20%. Rezultă peste 5 miliarde de lei băgați în buzunar Arul statului doar pentru 2022. Cu siguranță este o taxă care va reduce nivelul profiturilor pe care aceste companii le vor avea. E greu să ne închipuim că va exista din partea acestor companii o idee de solidaritate. Pentru primele 9 luni ale anului 2022, OMV Petrom precizează că a plătit la bugetul de stat impozite și contribuții în valoare de aproximativ 5,2 miliarde de lei, la care se adaugă 1,6 miliarde impozit pe profit. În total, pentru primele 9 luni ale anului trecut, acestea reprezintă aproximativ 60% din profitul brut înainte de impozitare și au crescut de peste 6 ori față de aceeași perioadă a anului 2021. Rezultatele financiare pe tot anul 2022 vor fi publicate pe 2 februarie.